Astăzi avem câteva probleme, inclusiv una dintre ele care în ședințele anterioare au suscitat discuții. Așa că vă rog să fiți foarte atenți și să chipzuiți bine la vot. Domnul primar, vă rog. Dispoziția numărul 298 din 21.06.2019 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare de Zibacău, pentru data 26.06.2019, ora 10. Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare de Zibacău se convocă ședința ordinară în data 26.06.2019, ora 10, la sediul Comunului Cultural, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării dreptului de uz și servitude pentru suprafață de 8 metri pătrați teren aparținând domeniului public al Comunei Ștefan cel Mare în favoarea SC Delgaz Grid ISA. 2. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei a statului de funcție la aparatul de specialitate a primarului Comunei Ștefan cel Mare și a instituțiilor publice de interes local cu sau fără personalitate juridică. 3. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui teren situat în intravilan în satul Mădeana, Comuna Ștefan cel Mare, teren ce face parte din domeniul privat al Comunei Ștefan cel Mare de Zibacău. 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul al doilea a anului 2019 și 5. Diverse. Da. Supun la vot ordine de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abținem? Sunt. Mulțumesc. O paranteză, dacă sunteți amabil. Am fost operat la ochi și nu vreau să citesc ce l-am legat de domnul primar să facă lucrul ăsta. Vreau să știu dacă ați primit materialele de ședință. Înainte de ședință. Da, da. Atunci? Trecem la punctul 1. La punctul 1, discuții pentru punctul 1. Discuții pentru punctul 1, dar da. Sunt în cunoștință de cauză cu... Mai puțin cu rectificarea de buget. Că ați primit materialele pentru ședință, înainte de a lua hotărârea de a pune acest proiect de hotărâre pe ordinea de zi. Da. Sunt discuții? Aveți observații? Dacă nu, supune la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva, abținem, nu sunt. Sună, dacă... la punctul 2. Eu discuți, dar sunt discuții, zic măcar titlul. Titlul 2. Da, e vorba de modificare, aprobarea modificării organigramei și a statului de funcție al aparatului de specialitate a primarului, cum nu știu cel mai. Cunoașteți subiectul? Nu. Eu aș vrea detaliat. Ce expunerea dumneavoastră v-am trimis? Păi dar mai mult de atât, ce să vă spun? Să vă citesc ce v-am trimis? Nu, eu spun... poate... Deci așa suma, ca să știi, ca să știi, ca să știi. Materialul, dar n-am văzut acum casă. Eu, sincer, poate am o problemă la telefon, eu expunerea nu știu și de asta, ca atare, cer să o și prezentăm, nu suma, la punctul 2. La punctul 1 e clar, știu despre ce e vorba. Tu ai fost cel care este ținut sus și tare, să primiți materiale în ședința acasă, înainte de ședință. Nu l-am primit. E o problemă, în momentul când nu am telefonul poate în regulă, nu îl pot primi. Și atunci ceva și acum nu pot să votez în necunoștință de ceva. Ceva sumar, de unde știi? Păi, la primul nu știam, m-am documentat. Pentru cei care au primit materialele acasă și... Da, în cazul ăsta eu nu pot participa la vot. Atunci, special pentru tine, o să spun... Nu special pentru tine. Păi da, pe ceilalți știu, de-aia. Am și eu trebuie. E vorba, în organigramă, aveam un post de consilier personal al primarului. Și transformăm acest post, nu am nevoie de consilier personal, îl transformăm în șofer al primăriei. Când v-a s-a desfințat acest post de șofer, ce este nevoie de șofer? Îl foloseam pe culaitul PAM, când așa, o ieșit la pensie, și deci, asta este scopul acestui proiect hotărâre. Schimbarea organigramei prin schimbarea postului de consilier personal al primarului în postul de șofer. Aveți obiecțiuni, discuții? Să punem la vot cine este pentru. Mulțumesc, împotrivă, abținem, nu sunt. Trecem la următoarea. Da.
Deci nici aici n-ai cum, nici la cum poți să le. Absolut, dacă am privit la 2, puteam la 3. Da. Dar e greu să... Știți, destul de bine că am avut discuții de un an de zile, mai bine de un an de zile, cu vânzarea unei suprafețe de teren către familia... Chifani. Terenul era într-o suprafață de 970 de metri pătrați și a făcut o... o dezmembrare. Deci nu îi vindem tot acest teren, îi vindem numai 679 de metri pătrați. Deci, acum știți, s-a aprobat odată vânzarea la suprafața aia de 900, dar am revenit. Oricum, vânzarea terenului se face prin licitație. Avem cererea numitului, dar dacă se mai găsește și altcineva care să participe la licitație, vede, îmi pare rău, trebuia să încep cu, înaintea acestui punct, să dau citire cererii numitului Chifan Nicolae. Subsemnatul Chifan Nicolae, cu domiciliul Sadra de Ana, comuna Ștefan cel Mare, vă rog să mă aprobați cumpărarea unei suprafețe de aproximativ 700 de metri pătrați, teren situat în satul Rădeana, în vecinătatea fostei ferme agricole pentru construirea unei locuințe. Menționez că timp de 16 ani am locuit împreună cu soția și doi copii la stocul meu, Chilares Constativ, care acum ne-a alungat din casă, neavând unde locui cu copii. Cunosc situația foarte bine, cred. Băieții ăștia au investit în casa socrilor, au locuit atâta timp acolo, au utilizat-o cu absolut ce, după care au intervenit niște disensiuni. Și ei au fost nevoiți să plece de acolo. Unde să pleci cu doi copii, din care unul la liceu, este greu într-un sat compact să găsești o chirie, când toate casele sunt ocupate. Și atunci eu chiar am vorbit cu el și mi-a spus dacă mai are dreptul să primească cu titlu gratuit teren, pentru că exista la un moment dat o lege care, în anumite condiții, nu se încadra în termenii respectivi. Și atunci a venit și a făcut cerere pentru terenul ăsta. E un teren exact pe marginea drumului, la fosta curte boierească acolo, un teren care tot timpul era plin de bălării. Eu m-am gândit că este foarte bine că le-a dat terenul acolo să-și facă, să-și întemeieze o familie, o gospodărie. Nu văd de ce nu am votat chestiunea asta, pentru că e o chestiune, dacă vreți, de umanism, de înțelegerea unei situații. Asta am spus, vă mulțumesc. Dacă aveți discuții, obiecțiuni. Da, domnul consilier, este foarte tare din ce spuneați vrea să iubiți pe o persoană, că o cunoaște sau nu. Mai puțin interesant, cel puțin bine. Faptul că o să fie o licitație publică, de unii știi noi că se scrie pentru o cumpărare pe el, vreau să numai familia din fare. Mai sunt familie cu oameni. Și așa că, de ce să vorbim sau aprobăm numai pentru o familie, Chifani? Fie el și al lumii, poate. Apare și al lumii. Am făcut solicitare la cazul respectiv. Da. Iar... A spus că-l vine. Bun. Trebuie să-l vine. Noi nu-i aprobăm lui Chifani. Am dat citire cererii lui Chifani. Deci noi nu aprobăm lui Chifani. Da, deci, proiectul de hotărâre este că dacă se aprobă vânzarea acestui teren la licitație. Și noi acum nu avem de unde știi cine se prezintă la licitație. Deci este licitație deschisă. S-au făcut publicații de vânzare, s-au făcut tot. Dacă s-au făcut, la mai am votat un dat. Trebuie să ne votăm un dat. Păi da, atunci era suprafața de 900 de metri pătrați. Și acum e de 600. Aici intervine schimbarea. A fost diferența. Cu mențiunea să rectifici pentru ce votăm pentru 6 metri pătrați, pentru că... Așa spunem proiectul de hotărâre. E trecut în proiectul de hotărâre. 679 de metri pătrați. Mulțumesc. Da, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, împotriva, abțineri, nu sunt. Punctul următor. Cu rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul 4-32 a anului 2019. Am primit printr-o hotărâre din guvern o sumă de 121.000 lei pentru construirea unui grup sanitar la școala Butinaș. Guvernul vrea să nu mai fie acele WC-uri în
curte sau în grădină. Și am primit adresă de la Inspectoratul Județean Școlar, prin care ne solicită să facem rectificarea acestui rectificarea bugetului cu această sumă. Pentru că în următoarea perioadă urmează să facem proiect de execuții, licitații de execuții și tot ce urmează. Banii o să fie la Ministerul, la Inspectoratul Școlar Județean și în momentul când se prezintă situații de lucrări cu recepții parțială sau totală la terminarea lucrărilor, o să virez în contul și o să virăm în contul constructorului. Deci asta este suma de 121.000 de lei. Cu mențiunea că dacă vor să fie costuri mai mari, diferența suportă de la bugetul local. Dacă nu cheltuim această sumă în anul 2019, la sfârșitul anului suntem obligați să-i dăm înapoi la Ministerul Educației. Dimensionat că banii nu pot fi folosiți în altă parte decât strict către zona asta. Și nu mai fost discuții. Că nu neapărat poți să costi 121.000 de lei. Poți să costi mai mult sau mai puțin. Sigur. Costă mai mult, punem diferența din bugetul local. Costă mai puțin, dăm bani înapoi. Diferența de bani o dăm înapoi. Acum, dacă tot se face, ar fi păcat. În eventualitatea în care se mai mărește suma, să nu fim de acord cu ce se face acolo. Nu, dar trebuie făcut ca lumea și nu, adică trebuie făcut o simț de răspundere dacă tot se face, nu îl facem pentru o perioadă de câțiva ani. Discuții, dacă sunt. Domnule președinte, după ce ne-am dus mai aminte în timp, a mai fost o discuție cu construirea și chiar cu bani foarte mulți la Grădina și ABC-ul, tot prin centru bugetat a inspectoratului, deci școlilor, nu? Acum nu avem WC-uri. Vă consulta pe dumneavoastră dacă există toalete acolo sau grupuri sanitare? Pe da unde? Atunci când am băgat banii aia și am mulțumit, nu i-am băgat acolo? Noi? Nu noi, inspectoratul. Știți, discuții. Din 2009-2010 ne aducem aminte. Știu foarte bine. Da? Nu fac o investiție făcută prin postul local. Nu. Nu a fost prin primărie. Nu. Nu. A fost direct prin centrul bugetar, dați bani la școli, dar erau banii alocați pentru schimbarea acoperișului. Și la directorul Dumnezeu să-l ierte de la CEAPM, Noiu, împreună cu o firmă de la Onești, o firmă de construcții, un filat era... Păi pe filat. Așa. Filat, pe lume, mai și ce-au crezut din cuvință să facă un WC-ul. Dar numai la început. Și-au cheltuit 1.900.000.000. În anul următor, am făcut adresă la Inspectoratul Județean Școlar. Și s-au făcut presiuni. Și s-a făcut acoperișul. Rămasă clădirea aia de WC-ul. Așa cum era nefuncțională, deci nu putea să fie vesel pe și s-a făcut acoperișul. Deci până la urmă, banii au fost alocați pentru acoperiș și acoperișul s-a făcut. Porțiunea, construcția aia pentru WC-ul, aia a fost făcută până la urmă din... Nu din inspectorat. Au fost la WC, au fost și o recepție. Dacă m-am mai adus, nu a fost nicio recepție. Nu a fost nicio recepție. Dar au fost comisia de recepție. Păi doar nu mai. Aici vorbește necunoștință din cauza. Dacă nu s-o dealulat prin noi investiția asta, cum să facem noi recepție? Cum să facem noi recepție? Cum? Dacă nu făceai, cum se închidea banii? Înseamnă că e dus undeva... Dar nu era la noi. Nu înțelegi că nu s-o dealulat prin noi investiția aia? Păi nu, dar ei cum au închis în execuția bugetară? Banii? Dar treabă pe ei. Treabă, băi, știm noi atunci, că vrim presa, peste ei. Care-i presa? Păi atunci a fost scandal de presă. Nu, și care-i problema noastră? Nu a noastră, da. Da. Ca să vedem cât de neglijent sunt unii cu banii. Sunt de foarte. Dezgrope acum că ăla de acum 20 de ani, de acum 15 ani, eu fost neglijent cu banii. Nu, e vorba de 9 ani, 8 ani. Nu te așa. Dar și ce legătură avem noi cu treaba? Deci noi gestionăm banul primăriei, a comunii. Nu de la școală.
Ne putem noi să-i tragem la răspundere. Și la ce să arătați ceva mai? S-au introdus în corpul clădirii, care e închet. Ei, la un metru din clădire. Ei, cum să intră prin spate, scările la intrare și acolo. Adică profităm de acea construcție de atunci. Da. Deci îi bazăți pe acolo. Da. Deci până la urmă prinde viață. Acea construcție. Da. Chiar dacă mai mult. Da. E bun. Deci, da, cum gestionăm noi banii ăștia? Da. Atunci nu avem nicio treabă, nu ne întrebați nimic. Nimic. Alte obiecțiuni dacă mai sunt. Vă rog. Tema în discuție sau punctul în discuție, sigur, care e importanța lui, fără doar să poată. Atât din punct de vedere igienic, sanitar, dar și din punct de vedere uman. Sunt copii. Vor fi poate și mai mici sau și mai mari, sau cu diverse probleme, probabil. Deci, avea acel punct sanitar în cadrul încăperii comună cu încăperea de învățământ, este un lucru foarte normal. Nu e un moft al nimănui, mai este o necesitate și pentru prezent, dar și pentru viitor și la celălalt. Sigur, da. Atât de accidente s-au întâmplat cu toaletele din curți, dar știi mai cum. Dar e un pas către civilizație. Da. Nu mai vorbim. Deci, trebuie să merite investiția făcută. Da. Mulțumesc. Da. Altcineva, dacă mai are vreo observație? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abține. Nu sunt. Trecem la punctul următor. Divers. Divers. Dacă aveți probleme de ridicare. Da. Dacă domnul primar nu mai spune despre stadiul lucrărilor din comun. Asta nu e divers. Nu, de lor, la divers. Da. Ce mă întâi? Ce mă întâi? Ce stadiul mai sunt? Care mai sunt stadiul lucrărilor? Care sunt exact? Mai este stadiul lucrărilor. Da, asta e corecție. Corecția asta gramaticală. Aia nu-i mai formal. Uite la ședință, vieți primarii cum vorbesc în consiliul local. Cu aplicare și cu consiliul, nu numai la mișto. Că la mișto suntem buni toți. Da, e, sigur, da. Da, bineînțeles. Răspunde la ce te întreabă. E o rușine să spui stadiul care este. Doamne președinte, dacă permiteți, la diverse. Eu da, am întrebat ceva, Iuda. Da. Dacă vreți să vorbești peste mine? Da. Principal, la care lucrez. Exact. General! Rugămintea mare, că a fost consilierul comunii Ștefan cel Mare să meargă prin sate, pe la Gărbovana, pe la Bogdana, să facă... Lasă-l numai decât, care sunt stadiul lucrărilor? La care lucrări te referi? Să vedem ce știi tu, ce lucrezi să faci cu comunul, la care lucrări te referi? Nu trebuie să știu eu că a fost greu, m-am probat. Tu trebuie să verifici ce se întâmplă. Și noi, și noi. Nu e obligația mea să mă duc eu pe șantier să văd stadiul lucrării. Am întrebat să spui, la care investiți? Uite, la Bogdana, la școala aia, care nu v-a făcut niciodată niciun copil. La școala aia? Da. O să fie școala neîncăpătoare. Da? Da. Da, da, e important prin ești. Da. Acum... Dacă nu stai la ora mică, să nu se numește copil. Nu știu dacă ceilalți consilii știu, dar nu știu dacă tu vii cam rar la ședințe. Da. Dar cred că nu știi. E dreptul meu să vii când vreau. E dreptul tău să vii când vreau, da. Așa este. Dar nu este dreptul tău ca să mă bulversez tot timpul. Dar de ce dacă da. Nu e o problemă? Nu de ce? Ca să știți cu școala aia, deci v-am spus de la început. Clasele 1-4 din comună ori să învețe la școala Bogdan. Da. 5-8 la Negoiești și grădinița la Negoiești. De ce să nu să fie circuitul școlar? Eu n-am întrebat despre rețelele școlare. Păi nu. Păi dacă să știi că nu o să fie, că nu o să aibă niciodată copii. Și chiar dacă n-ar avea copii, exact. Să ne bucurăm că se face exact. Ceva, nu lăsăm să dărâm. Exact, adică dacă în părțile care nu sunt copii acolo, nu-i bun că s-a făcut, că am primit și investiții și să facem. Păi tu că, dar ai și punctat că nu o să fie niciodată acolo, da. Nu o să înveți niciodată în clădirea aia. Deci, dar crezi că privatul are nevoie de avocat, lasă-ți să răspundă. Mie îmi pare rău, nu este...
să nu intrăm în polemică. Nu, să punem. Deci nu este ședință să nu intrăm. Da. Nu se poate întâlne să plece acasă. Nu. Dar să fii obiectiv. Dar foarte obiectiv. Deci, e greu să răspund. Nu, da, 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 ți-am spus. Spune-mi, întreabă de care investiții să spun. Totuși am o propunere. Vorbiți pe rând că nu ne mai înțelegem. Iau un cuvânt, toate. Domnule președinte, am pus aici o întrebare. Dacă mi se răspunde, mi se răspunde, pentru că nu. Cenzurăm totul și pe întrebări, consilier. Și răspunde numai ce vrem noi. Da? Asta, mai exact. Ați fost întrebare, am pus, dacă vrea să răspund domnul, dar răspund. Exact asta am spus. Eu o să vorbim să nu mai intrăm. Da, în vreau să vă punctuați la ce investiții trebuie. Eu am specificat la spală despre poduri, întrebam, despre grădinița de zi, eu știu, alții, problema cu care mai era cu extinderea la țigani, apă, că am probat SF-ul, să vedem dacă vă mai duceți până la capăt proiectul ăsta. Și alții, dacă vreți, dacă nu, noi trebuie obligați. Noi avem solicitatea de execuții făcută și după dacă aprobăm, dacă merge mai departe, SF. Deci, grădinița, școala de la Bogdana, da, pot să spun că este peste 50% făcută. Avem garanția, promisiunea constructorului, că la începutul anului școlar 2019-2020 o să fie funcțional. Grădinița, cred că în maxim 2-3 săptămâni o să facem licitația. Podurile de la Bogdana, de la Negoiești și Ștefan cel Mare, maxim 2 săptămâni. Facem recepția. La apa la Ron, așteptăm, mai durează, cred, vreo 2 săptămâni să luăm avizul de la mediu. O licitare. Licitația sau la grădiniță? Recepția sau licitația? Recepția. Recepția. Deci am zis licitația. Încerc scuze. Nu. Recepția. La dispensar. Era vorba să înceapă de luni și văd că nu au venit, spuneau, motivat că are budul excavatorul defect. Și trotuarele, la fel am depus la cartea funciară pentru extrasele de cartea funciară pentru suprafața care se vine ocupată de trotuare. Și aici o să înceapă în maxim 2 săptămâni. Aici e cu încredințare directă, putem face achiziția PSIAP, nu durează cu procedură de licitație simplificată. Și asta este stadiul lucrărilor din... Ce ne-i mulțumit de răspuns? Mai aveți alte întrebări? Eu. Uite, am uitat pe aia. Asfaltarea la Rădeana, la Gutinaș, la Bogdan, la Negoiești, Ștefan cel Mare, o să înceapă, dar care ați văzut la Gutinaș, acum se lucrează în forță la consolidarea malului pe tronsonul ăla care duce la Biserica Ortodoxă. Și cred că tot așa, în maxim o săptămână, două săptămâni, au făcut contractul cu asfaltatorul și o să înceapă și asfaltarea. Drumurile sunt pregătite, tot la Gutinaș, la Rădeana, la Bogdana, Ștefan cel Mare și Negoiești. Toate tronsoanele. Toate tronsoanele. La biserică, care știți, de fapt, da. Am fost. Dar la Rădeana trebuie să facem o dată. Am făcut unii distanțe ai mari. O să toarne. Așa că e pregătită de acum două săptămâni și... Alte probleme, dacă vreau. Domnule Ileam. Domnule primar. Mă mulțumește faptul că s-a demarat și aproape s-a ajuns la final cu podețul de la Bogdana. Dar încă mai trebuie, dumneavoastră nu și-ați trecut pe acolo, ar mai trebuie finalizat ceva pe acolo. Probabil că băieții s-au retat, trebuie completat asfaltul, capetele de podă și întâlnirile alea de acolo. În rest, nu știu de ce comentăm atât, dar că s-au făcut lucruri destul de frumoase în comuna noastră, vorbesc. Și să continuă. Și e bine să continue, că toate astea aduc spre binele
locuitorilor și ceea ce ați amintit cu completările de asfalt. Și eu zic că și școala Boldană, nici nu cape nicio îndoială că este de util acea școală și mai ales faptul că se menține centrul de învățământ Boldană, care este unul din cele mai vechi centre de învățământ, peste 150 de ani. Și știm istoria legată de școlile Boldană. Și eu am fost pe acolo, s-a lucrat în condiții deosebite bune, nu știu, firma, eu nu m-am interesat așa ce firmă este acolo, dar niște băieți buni. Trebuie să urmărite ce legat de problema asta. Poate că până când o să cadă zăpada, o să rezolvăm și problema aia, că toată dumneavoastră a zis că este tot drum județean. Sus la ieșirea în câmp, de la Iordache, de la Iordache, eu știu. Asta avem promisiuni pentru la anul, de jos de la școală și până la ieșire, s-a sfatat. Până sus acolo? Până sus. Deci până la ieșirea în câmp. Aș fi încântat și lucrarea. Păi este trecut, este drum județean. Este așa mi-a zis. La drum județean. Eu a zis că da, acum l-a prins, trebuie să-l prindă pe lista de investiții în Consiliul Județean, da. Pentru la anul. Și e vorba de... Prin urmată problema ieșirii în câmpul tubul ăla. 420 de metri la Bordana și 2 km la Vrădeana Vișoară. Deci drumul de la Pasarelă? De la Pasarelă și până la pod la Rotuș. M-a întrebat cineva. E tot județean și este, l-au prins pe lista de investiții pentru la... Sincer, să fiu, n-am știu ce răspuns. Exact. Știam care va fi viitor acelor. Mulțumim. Alte observații, alte... Și cea mai lucrat o să vă spun așa, că ca stat de lucrări. Am definitivat și SF-ul pentru 22 de km de asfalt, de drumuri locale și de interes local. Urmează să depunem documentația la Ministerul Dezvoltării pe Fondul Investițiilor Locale, pe acel FIM, care a luat ființă prin ordonanța 114 din decembrie anul trecut. Investiții și acolo. Avea acolo, dacă eu spun că povara nu nevoiește, lumea nu știe cum de nevoiește. Sus pe izbația, trebuie neapărat cu ceva propusul ăsta, nu știu, un tub, o țeavă, că degeaba nu ce mă duc, de pare, dar e tot dacă veni tot. Deci, nu, cu alea, vreau mă care vă știu, de lumea populară asta. Și bă, nu știu. Păi nici mă dea, nici... Nu, deci trebuie ceva făcut acolo. Știu ce trebuie făcut. Și mă da? Vă rog. Da. Domnul primar, vrând, nevrând, la solicitarea oamenilor, trebuie să merg pe deal, că ei vreau să vin la ședința asta. Ia, mă rog, o rezolvăm și fără dumneavoastră. În decursul timpului, apa de la Mămâie, partea spre Bogdană, și venind în jos drumul dealului Vărăsece, apa a format un șanț adânc de un metru jumate cel puțin. Și cea mai mare parte a celor ape de la desus de la Bogdana, sau 90% se revarsă pe la acea uliță, pe la rachetă care a spus, știm noi, pe la celelalte uliță, adică respectiv. La mine și mai la de așa, doar ce vine din spatele șanțului de care vă spuneam. Ei, oamenii, cum spun, și deci toți sunt afectați, începând de la uliță la mare, unde iese apa. Cred că singura soluție, părerea mea și oamenii solicită asta, să interveniți la, am înțeles că drum județean, trebuie făcut o subtraversare, să împărțim cantitatea de apă în două și atunci sigur că s-ar evita cele neplăceri. Când plouă, știm cu toții... Dar pe unde să... La Mihaia, da. La Mihaia, da. Da, sigur că da. Dar subtraversarea, cred că e, mă rog, știu ei mai bine specialiști, că trebuie făcut dreptul uliții la rachetă, pentru că acolo dă afară cea mai multă apă, știți? Și atunci, e de pe la Mihalea aceea, mă rog. Ori dacă facem la Mihalea... Dacă face direct în gura uliții acolo, nu e un bar, nu ați luat un curte? Nu,
De ce? Nu, nu s-a mai de la mine bagă direct în curte? La podul de la mine, bagă direct în curte? Nu. Deci se poate face o protecție, se poate face o protecție în partea cealaltă. Da, asta zic că, și într-adevăr, oamenii au dreptate, au dreptate. Mereu, mereu vine de la an la an. Mai să facem o solicitare la cei de la... Sigur, sigur. Da. Da. Da, mulțumesc că... Altcineva? Vă rog. Tot asfaltat în utilajul. Aici scoam un tub acolo la păscară să nu mai dăm drumul la păsărința. Îți dai seama, vine lumea asfaltat. Și nu vă rog, știi cum am zis cuțea. Dacă nu mai ca să facem ceva, betonul ăsta. Dacă până la răcul la... Știu, dar nu mai avem probleme. Dar nu afectăm nicio proprietate. Da, la 20 de da. Da. Și o să facem un canal cu ea pe acum la mare, ca toată apa care mai e bine, se vede pe acel canal. Așa că să fie un lucru de pe un de urmă, ca să nu mai avem în sat. Dacă vine cu voi de acasă, să rog, cu voi asfalt, cu voi de acasă. Ne faci faptul din medialul de la 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 care a fost cărut. Preluăm noi. Ce vin care de la de la dacă nu preluăm, tu duci până... Tot de acolo, parte vine. Poliția de acolo. Și asta dată care vine de la... din partea tânașului care vine de la... de la... Cazema. Un tub de 800 ar fi suficient? Păi eu zic că da. Că dacă dată ce preluăm noi o parte, duce pe vale, nu ne mai vine așa mare. Dar rămas la aștept la poduri, au rămas 800. 800. Păi, 800. Da, e bună. Dar facem un canal pe dreapta, când venim la bani, ca să dăm furgile la pe dreapta. Și facem o bună dreapta. Și nu că râpă, ca să nu mai avem treabă, ca să vin sau... E păcat. Atâta investiță după aceea să se rupă, să rupe, să trebuie, n-am făcut nimic. Da. Da. Și asta putem face și chiar noi cu Brutu. Păi, dar noi facem. Băietul și cu meserii. Băiatul, să facem. Bravo. Domnul Mar. Mă duc cu gaule, mă adică băieți de la Palau, să așa, adică tare spine, drumul ăsta la Chimi. Am văzut cât e de rău. Gaul aici, spine în partea asta și mai mult. Ați văzut până altă. Trebuie să facem curățenii de raza Oneștiului, nu? Da, noi circulăm de acolo. Păi o să facem, că trebuie săptămâna asta, cât mai este, să toaletăm și pe ulița Lăciobești. După aia nu o să mai vină mașina de gunoaie. Da, da. Am văzut că ieri a comentat. Era peste tot, oricum. Că s-a comentat, oprit când au coborât după Ciobești și au venit după ea dacă puțiu. Acolo la fântână. Asta e cu noi conducem noi buldozerul pe deal, nivelăm întâi tot, totul, tot ce e așa, dar după aia ne-a plăcut. Ca să putem merge cât se poate de drept. Da. Asta auzi, e de la antistație și până la epurare. Da, da, da. Am fost mai ales în curba aia. Curba aia. Acolo e pericol. Da. Eu mi-am terminat cele 3 luni de președinție. Terminat. Da. Cred că e bine să alegeți pentru următoarele 3 luni președintele de ședință. Vă rog, propuneri. Propuneri de Tarhelu. Tarhelu ducă... Pe Răzvan. Da, da. Iar Hilu ducă. Mai duc și eu mai de președință. Am era. Azi că nu te-am trecut. Hai că te-ai trecut. Vă rog, aveți propuneri? Da, propus pe Răzvan. Da, cine este pentru? August 28. Septembrie. 25. Nu. Septembrie, cred că... Să vedem dacă începi pe 9 școala, o să facem pe 4.
sau să facem vineri pe 6, să facem o abatere de la... Da. Dacă începe pe 16, o să facem pe 11. Pe 11. Sau pe 13. Da, rămâne de... Da, dar oricum o să fiți anunțați. Să fim anunțați. Vă există de la gata de la protocol, zic la ședința. Da.